mare-s cât, mare-s stăpânitor. Ce mare ești! Ce mare ești! Ce mare ești! Atunci-ți cânt! Atunci-ți cânt! Glorie Domnului! Frații mei, aș vrea să rămânem în picioare și să ne aducem aminte că în zilele acestea, 9 zile, ne-am rugat stăruitor și Domnul a botezat 21 de persoane. Așa, poate o coincidență pentru 21 de zile de post. Nu vreau să spun că Domnul botează un om pentru o zi de post, vreau să remarc numai coincidența. Îmi place coincidența aceasta. Domnul a dat 21 de binecuvântări la 21 de oameni. Cei mai mulți dintre ei sunt membri ai Bisericii Betania. Sunt împodobiți de puterea Domnului, de prezența Domnului. Sunt copiii noștri. Cine ar fi putut să boteze unul singur? Toată armata Statelor Unite n-ar fi putut să facă lucrul acesta. Pentru că noi suntem adulți, pentru că ne iubim copiii, pentru că înțelegem valoarea Duhului în viața lor. Aș vrea să ne oprim și să-i mulțumim Domnului. Să-i mulțumim pentru că ne binecuvintează odraslele și ne binecuvintează pe noi. Binecuvintează biserica să nu cădem în păcat, să nu cădem în destrăbălare, să nu apucăm pe drumuri rătăcite, să nu abordăm închinări nesănătoase, o teologie nesănătoasă și să rămânem lângă El la picioarele Lui, poporul Domnului, să nu cerem nimic, să ne întoarcem cu mulțumire, că El este Domnul a cărui mână, este deschisă față de noi și față de casele noastre. Toată onoarea, toată cinstea și toată gloria să fie a Lui. Mulțumim Domnului cu toții! Amin. Poporul Domnului, înainte să reocupăm locurile, o să citesc din carte, 1 Corinteni capitolul 3, versetele de la 10 la 15. 1 Corinteni capitolul 3. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia seama bine cum clădește deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului va face cunoscut că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Amin. Vă invit respectuos să vă reașezați. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Îi mulțumesc Domnului pentru dumneavoastră. Vă binecuvântăm și pe cei care sunteți prin intermediul internetului cu noi. Frățietatea de la Betania vă salută.
În această seară vom încheia serviciul divin mai devreme, fiindcă vrem să avem o a doua parte în care vom sta la sfat în chestiuni de interes personal al familiei Bisericii Betania, respectiv ne vom gândi dacă să da sau să nu, să achiziționăm o proprietate prin care să extindem lucrarea Domnului de la Biserica Betania. În această seară aș vrea să spun faptul că, independent de voința oamenilor, ei se nasc și mor. Și oamenii au parte de o viață biologică, au parte de o moarte biologică și au parte de o viață veșnică cu sau departe de Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea să vorbesc despre responsabilitățile vieții și judecata morții. Și vreau să subliniez că atunci când suntem în viață, avem responsabilități de care ne achităm sau nu. Vreau să subliniez că de când ne naștem avem responsabilități. Copiii noștri încă de mici, ca să învățăm cu disciplina și hărnicia, le spunem, hei, ia-ți jucăriile de acolo și pune-le la loc. Pentru noi nu ar fi greu să le luăm, dar vrem să învățăm că toate lucrurile trebuie ținute în ordine și ordinea aceasta ei trebuie să o dezvolte în viața lor. Și de mici copiii primesc responsabilități care sunt direct proporționale cu vârsta, cu puterea și capacitățile lor. Atunci când ei se fac mai mari, responsabilitățile lor cresc odată cu vârsta. Eu am crezut că atunci când copiii ți se căsătoresc, ai scăpat. Dar n-am știut că nu cred bine. Acum știu sigur și vreau să le spun celor care încă nu au ajuns la experiența asta, că atunci când devii mamă sau tată, permiteți-mi să folosesc cuvântul scapi, nu scapi niciodată. Pentru că rămân ai tăi și ai interes de ei chiar dacă au casa lor, chiar dacă nu mai țin mâncarea lor în același frigider cu tine, rămân ai tăi și copiii lor devin tot un fel de copii de ai tăi și până când pui mâinile pe piept și pleci acasă, te uiți după ei, te gândești la ei și mai presus de orice, cu mare foc te rogi pentru ei. Eu cred, s-ar putea alții să nu creadă așa, eu cred că responsabilitățile în viață cresc și niciodată nu se micșorează. Și cresc odată cu vârsta, până când și vârsta și responsabilitățile se opresc. Responsabilitățile nu se opresc înainte de vârstă niciodată, decât numai dacă omul își pierde mintea. Dar dacă o mai are încă, atunci responsabilitățile îi rămân. Ceea ce vreau să subliniez în această seară poporul Domnului de la Betania este următorul lucru. Atâta timp cât suntem în viață, avem responsabilități. Uneori încercăm să le fentăm, dacă îmi îngăduiți expresia. Încercăm să le evităm pentru că sunt grele. Încercăm să ne facem că n-am auzit, o, mami, iartă-mă, nici n-am auzit că mi-ai spus să fac treaba asta. Încercăm să ne justificăm așa, am uitat, am sorry, am uitat. Responsabilitățile acestea, unele dintre ele sunt periodice, altele sunt permanente. Și pur și simplu, de fiecare dată trebuie să ne trezim dimineața și indiferent dacă ne doare stomacul sau nu, indiferent dacă ne doare capul sau nu, pur și simplu să ne apucăm de lucruri din care ne câștigăm pâinea. Aceasta este una dintre responsabilități și în viață nu scap de ea, că omul cât trăiește trebuie să mănânce și Scriptura spune că cine nu vrea să muncească, nu cine nu poate, numai Ceaușescu a spus așa. Biblia spune cine nu vrea să nu mânce. Ei bine, frați și surori, intenția mea în predica aceasta este să subliniez următorul lucru. Viața te pune în fața responsabilităților, te confruntă cu responsabilitățile. Și nota pe care o primești la sfârșitul vieții, media generală, vine și din cum ți-ai achitat, cum te-ai achitat față de aceste responsabilități pe care ți le-a dat Dumnezeu. Prin părinți, prin nevoi, prin serviciu, prin biserică. De aceea am pus acestei predici titlul Responsabilitățile vieții și judecata morții. Dacă atunci când trăim ne confruntăm cu responsabilitățile, atunci când murim, nu mai avem nicio responsabilitate. Am pus mâinile pe piept, am ieșit din trupul acesta care trebuie să mănânce, îi trebuie mașină, benzină, haine și intrăm într-o dimensiune unde nu mai există trup și Duhul nu are nevoie de genul acesta. Dar numai că atunci când credem în sfârșit plec, urmează ceva mai greu decât responsabilitățile din viața umană, judecata.
Că Sfânta Biblie spune omul moare o singură dată și nu s-a terminat. Ohoho, de-abia începe. După aceea vine judecata. Responsabilitățile din viața biologică sunt mai ușoare decât judecata. Și ceea ce trebuie să facem în viața biologică, să ne împlinim responsabilitățile care le avem, personale, familiale, profesionale, intelectuale, spirituale, de toate felurile, sunt mai simplu de rezolvat decât să trecem de judecata lui Dumnezeu și în loc de du-te blestematule să se spună vino binecuvântatule, să spună Dumnezeu vino binecuvântatule este cea mai mare performanță la care poate ajunge un muritor prin harul lui Dumnezeu. Responsabilitățile vieții și judecata morții. Astăzi noi suntem vii și aceste responsabilități ne sunt chiar aici. Astăzi am fost la nuntă și am avut responsabilitatea să mergem. Ne-a întrebat cineva dacă avem sau nu avem? Ne-a întrebat cineva dacă putem sau nu putem? S-a dat o strigare și cu toții grămadă la nuntă. Că așa a fost și la mine și așa va fi și la dumneata. Și cu toții am mers acolo. Ei bine, tot la fel, de când ne trezim dimineața și până ne culcăm seara târziu, responsabilități peste responsabilități. Nici nu ne trezim bine că ne așteaptă. Și cum devenim conștienți, pur și simplu ne invadează mintea și odată cu ele vine și apăsarea stresului, care este din ce în ce mai accentuat. Atâta timp cât suntem în viață, ne confruntăm cu responsabilitățile. Dar când trecem din viață în moarte, ne confruntăm cu judecata. Numai gândiți-vă că raportul dintre viață și moarte este raportul dintre responsabilități și judecată. Adică la judecată de împlinirea responsabilităților vom fi judecați. Și acolo va exista o evaluare care va fi direct proporțională cu măsura în care ne-am împlinit responsabilitățile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin însăși existența pe care o avem acum. Responsabilitățile pot fi personale, intelectuale, profesionale, materiale, familiale, sociale, spirituale, însă dintre toate câte astăzi sunt pe umerii noștri, o singură responsabilitate trece dincolo de moarte, cea spirituală. Cea spirituală. Și la judecată, aceasta va hotărâ dacă Dumnezeu ne va spune vino sau ne va spune du-te. Există în viața aceasta multe responsabilități, însă trei dintre ele sunt fundamentale. Prima, responsabilitatea mântuirii prin pocăință. Responsabilitatea mântuirii prin pocăință. Sunt oameni care nu se îngrijesc de mântuirea sufletului lor și se îngrijesc numai de rezolvarea trupului lor, mântuirea fiind a sufletului, a Duhului de viață. Responsabilitatea mântuirii prin pocăință este o responsabilitate universală și aceasta nu există decât în viața biologică. Când omul își pune mâinile pe piept, nu mai poate face nimic nici bine, nici rău și cum îl prinde moartea, așa înțepenește și rămâne pentru eternitate. A doua responsabilitate, la fel de importantă ca și prima, respectiv mântuirea prin pocăință, este maturizarea prin sfințenie. După ce omul se mântuiește prin pocăință, el intră în viața veșnică, dar intră nou, începător, copil în credință. Și Pavel spune, creșteți în credință, maturizați-vă, dați-vă și voi silințele și uniți cu credința fapta, cu fapta cunoștința și până la dragostea de oameni. Există un proces de maturizare, mântuirea este un eveniment în sensul primirii prin credință și pocăință. Dar creșterea în mântuire, respectiv în maturizare prin sfințenie, e un proces și de asta nu scapă omul niciodată. Numai când dormi nu ești ispitit și nu ești făcut responsabil de ce faci. Dacă visezi bine sau rău, nu ești responsabil de ce ai visat. Dar ce faci, ce faci ziua când ești conștient și alegi cu mintea conștientă binele sau răul, de lucrurile alegi responsabil. Responsabilitatea cea mai mare este mântuirea prin pocăință. A doua, ca și importanță, este maturizarea prin sfințenie sau sfințirea, iar a treia este slujirea prin osteneala dragostei.
Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a chemat să ne maturizăm. Și acum când am ajuns adulți spirituali, adică oameni mari în lucrurile sfinte, ne simțim responsabili de lucrarea lui Dumnezeu. Și ne dăm fiecare toate silințele. Pavel numește în Noul Testament, în epistolele sale, osteneala dragostei, nu osteneala intereselor, nu osteneala obligațiilor, a constrângerilor, ci osteneala iubirii. Să te simți bine în timp ce te neglijezi pe tine și îl onorezi pe stăpân. Ioan Botezătorul avea o expresie interesantă să pună în evidența asta. Eu mă fac mic în timp ce el se face mare. Slujirea, adică osteneala dragostei, este responsabilitatea noastră. Sunt oameni care aleg doar să slujească într-o mică măsură și spun, eu nu pot mai mult, eu nu vreau mai mult, eu sunt ocupat, eu nu am, eu nu știu, și se limitează. Aici e voie. Poți să slujești deloc, de tot sau parțial. Nimeni nu o să te dea în judecată că n-ai slujit la capacitate maximă, nimeni nu o să te dea afară din biserică, nimeni nu o să te cheme la comitet, ești liber. Uneori, vinovat de liber. Pentru că în viața aceasta te confrunți doar cu responsabilitățile și în funcție de măsura de maturitate, de nivelul conștiinței, îți faci geabul mai bine sau mai puțin bine. Te mântuiești simțindu-te privilegiat să te pocăiești, te sfințești simțindu-te onorat să crești în credință, îți pui toate resursele la îndemâna lui Dumnezeu, simțind harul de a fi tu lucrător împreună cu Dumnezeu, o mână de țărână, sau o lași mai moale că ai alte priorități. În viața aceasta cam faci ce vrei. Sunt oameni care au renunțat să mai facă ce vrea. Galateni 2:20. Am fost mort, dar trăiesc. Însă nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine. Viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc în credința că El este Fiul lui Dumnezeu și că mă închin Lui și îl slujesc pe El. Sunt oameni care trăiesc la nivelul ăsta, care se gândesc mai mult la lucrarea lui Dumnezeu decât la lucrarea lor, mai mult la casa lui Dumnezeu decât la casa lor, mai mult la împărăția lui Dumnezeu decât la imperiu și la visele și la idealurile lor, mai mult! Dar toate acestea sunt doar în viața biologică. Viața biologică ne confruntă cu responsabilitățile, cele mai importante fiind cele spirituale. Mântuirea prin pocăință, maturizarea prin sfințire, slujirea prin ostenelile dragostei. Însă fiecare face cât vrea din toate acestea. Numai că vine ziua, mai bătrân sau mai puțin bătrân, omul își încrucișează mâinile, îi iese sufletul din trup, familia îi pune trupul în țărână, sufletul se duce la Dumnezeu și după ce omul moare o singură dată, Evrei 9:27, după aceea vine judecata. Acolo nu mai faci ce vrei. Acolo Dumnezeu face ce vrea. Și cu toate omiterile de aici, te întâlnești acolo. Cu toate ezitările de aici, te întâlnești acolo. Cu toate, dar absolut cu toate, și bune și rele, te întâlnești acolo. Pentru că acolo este judecata. Iar judecata se va face cu privire la orice este bun și cu privire la orice este rău. Am vrut în această seară, poporul Domnului, frații mei dragi, să vă spun mesajul acesta și să subliniez următorul lucru. Judecata ne confruntă cu răsplata sau cu pedeapsa. Viața ne confruntă doar cu responsabilitățile. Responsabilitatea să te mântuiești, responsabilitatea să crești în mântuire la nivelul de maturizare și responsabilitatea să-L slujești pe Domnul. Dar omul iese din viață și intră într-o altă dimensiune a existenței care e veșnică și urmează judecata. Ei bine, la judecată vom fi confruntați ori cu răsplata, ori cu pedeapsa. Pentru că orice om care iese din procesul de judecată va ieși cu sentința, du-te sau vino, binecuvântatule sau blestematule, răsplătirea sau pedepsirea. Aici e opțional dacă vrei să te pocăiești sau nu.
La judecată nu va mai fi opțional dacă primești răsplată sau pedeapsă. Acolo este consecința alegerii de aici. Acolo este efectul cauzei pe care ai ales-o aici. Căci Dumnezeu va aduce la judecată orice faptă și judecata aceasta se va face cu privire la orice este ascuns, bine sau rău. Așa spune cuvântul în Eclesiastul 12:14. Aș vrea să întreb, care sunt lucrurile pe care poporul lui Dumnezeu ar trebui să le facă pentru ca în ziua judecății analizarea, observarea, evaluarea și mai apoi pronunțarea sentinței să fie vină, nu du-te, să fie binecuvântatule, nu blestematule, să fie răsplătire veșnică, nu pedeapsă veșnică. Care sunt lucrurile pe care Biblia ni le spune în viața biologică să le privim ca responsabilități morale și spirituale, să ne temem de Dumnezeu, să nu uităm că viața e scurtă și trece repede, ca un sunet. Oricât de tare ar fi un sunet, el se stinge în câteva clipe. O să citesc din carte. Credința în Dumnezeu conduce la răsplată, necredința în Dumnezeu conduce la judecată. O să citesc din Fapte 13:46. Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică. Observați, credința în Dumnezeu ne oferă grația sa, ne oferă iertarea sa, mântuirea sa și onoarea de a fi răsplătiți la judecată și de a intra în viață veșnică cu Domnul, nu fără Domnul, dar nu numai credința în Dumnezeu. Trebuie să subliniem că și pocăința față de păcat este esențială în momentul evaluării. Și o să citesc din Scriptură. Dar tu cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și pentru ziua arătării judecății lui Dumnezeu. În viața aceasta nu ești obligat să te pocăiești, ești numai invitat să te pocăiești. Dacă vei vrea să te pocăiești, vei primi mântuirea și când mântuit fiind îți vei pune mâinile pe piept și vei merge în viața eternă, înainte să înceapă viața eternă, te vei opri la stopul numit judecata de la tronul alb. Și acolo în loc de du-te, se va spune vino. Și acolo în loc de blestematule se va spune binecuvântatule. De ce? Datorită credinței în Dumnezeu, nu a necredinței, și datorită pocăinței față de păcat, nu a tolerării păcatului. Nu numai a zonei negre, ci și a zonei gri, care este o acomodare cu zona neagră. Zona gri nu e altceva decât o acomodare cu zona neagră. Orice om când merge într-o dimensiune nouă are nevoie de o perioadă de acomodare. Ce îi întrebăm pe cei care se mută în America? Îl întâlnim peste câteva săptămâni sau luni. Te-ai acomodat? Nu te vei acomoda cu negru dacă nu îți place cenușiu. Dacă trăiești în alb, nu poți trece în negru, că între alb și negru e o zonă gri. Eu mi-am luat angajamentul față de conștiința mea să nu trec pe galben. Eu nu trec pe galben. Pentru că în situația în care trec pe galben, mă poate surprinde roșu. Dar dacă trec pe verde și fug de galben ca de roșu, la roșu nu o să ajung niciodată. Că între galben și roșu, între verde și roșu, e galbenul. Și n-ai cum să ajungi în roșu dacă te ferești de galben. Nu-ți permite zona gri. Dar ce spune Biblia că n-ai voie să fumezi? Adevărul e că nu spune. Credința? Pocăința și caracterul duhovnicesc. Caracterul duhovnicesc conduce la răsplată, caracterul firesc, păcătos, conduce la pedeapsă. O să citesc în carte. Vă spun că în ziua judecății, când? În ziua judecății. Oamenii vor da socoteală, ce vor face? Vor da socoteală. De orice cuvânt nefolositor pe care l-au rostit. Vrei? Ai puterea să-ți faci o analiză a săptămânii care a trecut? Ai rostit cumva, nu cuvinte rele, că astea fac păgânii, nu cuvinte vulgare, nu, astea fac destrăbălații, cuvinte nefolositoare, adică nu trebuia să-l spui, se putea și fără el, dar ai vrut așa să-ți dai importanță. Ascultă-mă un pic,
Scriptura spune că pentru un cuvânt nefolositor, dumneata și eu vom da socoteală. Cui? Lui Dumnezeu. Când? În ziua judecății. Unde? În fața tronului alb. Sunt oameni care se sinucid ca să scape. Wow, săracii! Nu scapă, dimpotrivă! Dimpotrivă! Pentru că judecata care urmează e mai complicată și mai grea decât responsabilitățile din viața biologică. Nu fugi de responsabilitățile din viața biologică, că o să scapi. Pentru că ajungând la judecata aia nu înseamnă că scapi. Aia înseamnă concurs de-a binelea. Și dacă în felul ăsta pleci din viață, crede-mă că judecata va fi groaznică. Dacă tot te pregătești să pleci din viață, pregătește-te și lustruiește-te. Parfumează-te și aranjează-te cum n-ai fost niciodată. Mă refer în sens duhovnicesc. Pentru că o să ajungi în fața stăpânului și orice scamă este periculoasă. Caracterul duhovnicesc urmează pocăinței și credinței. Și o să mai spun ceva. O să mai spun că slujirea conduce la răsplată. Noi credem că mântuirea conduce la răsplată. Mântuirea nu conduce la răsplată. Pentru că mântuirea e un dar, însă slujirea nu e un dar, e osteneala noastră, osteneala dragostei. Stăpânul nu te va răsplăti că ai fost așa de generos încât să accepți să fii mântuit prin credință. Nu? Păi Dumnezeu te plătește că ai primit un dar, adică îți mai dă un dar că l-ai primit pe primul? Imaginează-ți că cineva îți dă o carte și spune vreau să-ți fac un cadou. Și după ce îl primești spune thank you că ai primit-o, ca să te premiez o să-ți mai dau una. Ce ai zice de asta? Crezi că sună așa puțin, a? N-avem niciun merit că am primit mântuirea, că nu-i făcută de noi. E proiectată de Tatăl, e realizată de Fiul și e aplicată de Duhul. Noi am primit-o că ne-a trebuit, noi am primit-o cum primește omul oxigen când nu mai are și îl scoate cineva din apă și zice respiră, respiră, respiră. Acum să îl mai și premiezi că a fost scos de ciuf din apă? Răsplata este produsul ostenelii dragostei, al slujirii, nu al mântuirii. Mântuirea în sine e o răsplată a credinței. Și Scriptura ne spune că la judecată, osteneala dragostei va fi răsplata noastră și textul pe care l-am citit sugerează lucrul acesta. Dar o să citesc unul mai puternic în sugestie. Și dumneavoastră bănuiesc că anticipați ce text vreau să citesc. Unul care pur și simplu este la extrema suportabilului. Matei 25, versetele de la 41 până la 46. Ascultați cu băgare de seamă noi care spunem că respectăm Biblia. Apoi va zice celor de la stânga, duceți-vă de la mine blestemaților în foc, în focul cel veșnic. E adevărat că a fost pregătit pentru diavolul, dar voi împreună cu el. De ce? Pentru că am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Câtă vinovăție este că nu-i dai cuiva să mănânce când e foame? Câtă imoralitate e întreaba asta? Nu, domnule, e opțional, dacă vrei dai, dacă nu, nu. Îi spui, du-te-mă la muncă, să ducă la muncă, că eu muncesc două geaburi. Câtă vinovăție este întreaba asta? Aproape deloc, din punctul nostru de vedere. Hristos însă are o altă opinie și opinia lui va funcționa la judecată, nu a noastră. El spune, am fost flămând, nu mi-ați dat să mănânc, am fost însetat, nu mi-ați dat să beau, am fost gol, nu m-ați îmbrăcat, am fost ori în spital, ori în închisoare și nu m-ați vizitat. Și oamenii întreabă, Doamne, noi te respectăm atât de mult încât dacă te-am fi văzut în această ipostază, adică situație, vreodată am fi venit să-ți dăm totul. Dar când ai fost tu așa? Și răspunsul Domnului cade ca un trăsnet. Ori de câte ori. Unul dintre acești foarte neînsemnați, frații mei, au fost în această situație, eu am fost acolo. Și pentru că lor nu le-ați dat, mie nu mi-ați dat. Și spune așa, blestemaților, în foc plecați de la mine. Eu nu știu alte cuvinte mai grele în Biblie ca și acestea. Nu că spune blestemaților, că mai spune și în alte părți. Nu că spune în foc, că mai spune și în alte părți. Dar motivele pentru care te duci în foc aici, mi se par pur și simplu extreme. Păcate de omitere. Păcate care sunt așa de neglijate. Foarte neglijate. Care dintre noi ne simțim vinovați că săptămâna asta n-am făcut o vizită la spital?
E absolut obișnuit să nu facem vizite la spital. Ne-am simțit vinovat pentru păcate de comitere, adică ai făcut ce nu era voie. Ai fumat, ai mințit, ai... Dar pentru păcate de o uitare, de omitere, de întârziere, de ezitare, adică trebuia să-l faci, dar nu l-ai făcut. Iacov spune, dacă cineva știe să facă un bine și nu-l face, a săvârșit un păcat. Și la Dumnezeu păcatele nu sunt galbene și albastre, toate sunt negre. Poporul Domnului, eu știu că aceste cuvinte sunt ca niște bolovan mari care cad peste conștiința noastră. Eu sunt un om ca dumneata. Citește Evanghelia lui Dumnezeu și încearcă să înțelegi ce ar putea să spună în afară de ce spune. Știți ce vrea să spună? Ce spune? Uneori le spun un lucru oamenilor și oamenii spun, ce vrei să spui? Și eu spun ce am spus. Nu cu două înțelesuri, ăla primar, sensul ăla, conotația aceea primară. Aia am vrut să spun ce am spus. Ce vrea Domnul să spună aici? Nimic decât ce a spus. Nimic mai mult decât ce a spus. Închei, răsplata judecății ne oferă viața veșnică, în timp ce pedeapsa judecății ne oferă moartea veșnică. Și totul pleacă de la responsabilitățile vieții. Responsabilitățile vieții și judecata morții. Fraților, noi suntem oameni care credem în moarte și în viață după moarte, în răsplată și în criteriile lui Dumnezeu de evaluare. Noi suntem astfel de oameni. Aș vrea să vă aduc aminte de Evrei 11. În credință au murit toți aceștia, nu în necredință, în credință. Fără să fi căpătat ce li s-a promis. N-au căpătat nicio viață veșnică, n-au căpătat cununi, n-au căpătat nimic. Au murit ca și vecinii lor care trăiau în destrăbălare. Copiii i-au dus la groapă și pe unii și pe alții. Cine vede ce e dincolo? Nimeni nu vede. Dar ei au murit în credința că există ce este dincolo, fără să vadă ce este dincolo. Au crezut din cuvântul lui Dumnezeu care spune înainte să vezi. Și cuvântul continuă și spune, le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată categoric că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe patria din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, pentru că le-a pregătit o cetate. După judecată, urmează cetate sau foc. Cetatea este răsplata, dar răsplata vine în urma achitării responsabilităților în timpul vieții. Totul depinde de ce faci acum, când îți bate inima în piept. Când ții mâna pe bănuț, sau când ții mâna pe ceas, sau când ții mâna pe mașină, sau când ții mâna pe un alt lucru care ori poți să-l dai Domnului, ori poți să-l dai la altceva. Și spui să-l dau, să nu-l dau, am o oră, aș putea să câștig $15 cu ea sau aș putea să mă duc la biserică să schimb un bec. Ce aleg să fac? Parcă $15 sunt mai tentanți decât să schimb un bec. E, toate responsabilitățile acestea din viață ne vor urmări și se vor deschide cărțile și se va deschide și cartea. Și asta se va întâmpla după viață, în moarte, la judecată. Dar după judecată urmează viața veșnică în cetatea eternă sau moartea veșnică în iad. Poporul Domnului, astăzi nu există nicio diferență între cei ce cred și cei ce nu cred. Toți suntem primiți la gas station să ne luăm benzină. Nu te întreabă nimeni, crezi, îți dau. Nu crezi, nu-ți dau. Nu, dar de unde? Nu te întreabă nimeni când vrei să cumperi pâine și salam, dacă crezi sau nu crezi. Nu e nicio diferență pe piața americană, pe scena vieții, între a crede sau a nu crede. Ascultați-mă, viața aceasta nu-i veșnică. Ea se termină și urmează judecata. Acolo, a crede sau a nu crede, e fundamental. Și este singurul element care face diferența. Vă chem în această seară, scumpi oameni ai lui Dumnezeu, să ne aducem împreună aminte de responsabilitățile pe care le avem acum cât ne bate inima în piept. Ne credem puternici, ne credem mari, ne credem stăpâni peste niște proprietăți pe care le gestionăm. Poate proprietăți pot fi și un apartament cu chirie, un acoperiș, un frigider cu o ușă sau cu două, gol sau plin. Și Dumnezeu acum ne spune următoarele cuvinte. Ești responsabil de pocăința care te duce la mântuire. Ești responsabil de sfințenia care te duce la maturizare.
Ești responsabil de ostenelile dragostei care te conduc la slujire, că toate acestea, într-o zi, vor face pe Domnul să-și deschidă gura și să spună următoarele cuvinte. Vino, binecuvântatul tatălui meu, și intră în moștenirea pe care ți-am pregătit-o. Aceasta este cetatea eternă. Am crescut într-o casă fără curent electric cu două camere, așa de mici, nici nu știu cât de mici să vă spun, de-abia aveai loc să pui un pat mic. Și eu, un muritor, să ajung în cetatea eternă. Cum să nu mă gândesc astăzi la onoarea, la oportunitatea de a ajunge acolo prin credința în Domnul Iisus, prin pocăința față de păcat, printr-un caracter duhovnicesc și printr-o viață pe care o închin Domnului să ardă pentru El slujindu-L. Poporul Domnului, vă chem la rugăciune.